ponturi și idei simple pentru a deveni mai bun la tenis de câmp. Sunt lucruri pe care le poți face în afara jocului propriu-zis de tenis, în afara loviturilor cu mingea. Urmăriți această serie, va fi foarte tare. Ponturi și idei simple de exerciții care să te ajute să devii mai bun la tenis de câmp. Joacă-te cu mingea. Jonglează cu mingea pe ramă. E unul din exercițiile de control și simț, feeling, pe care le poți face. E mai mult de control, nu atât de mult de feeling. A jongla mingea, da? Să sară pe ramă, cu ramă. Vă voi mai arăta și alte chestii cu minge și rachetă fără să lovești mingea, lucruri care te pot îmbunătăți la tenis foarte mult. Deocamdată e vorba despre asta. Poți să o lași să cadă și după aia să o lovești. Observați, poate să sară mai strâmb. Nu contează. Ține racheta mai de sus, nu ține de jos de aici. Ține de aici, îți va fi un pic mai ușor. Stabilă. Și astfel, chestia asta te va ajuta la coordonare, pur și simplu. Coordonarea ochi-mână, sincronizarea cu mingea, a o lovi controlat, nu prea tare, nu prea încet, trebuie să o lași să poată să sară și după aceea puteți încerca, bineînțeles, și șmecherii. Astea, bineînțeles, sunt un pic mai grele, dar asta este o idee foarte mișto de lucru simplu, pe care poți face un minut, două, în fiecare zi. Chiar dacă scapă mingea, ții două, trei, îți scapă, iar o iei. Iar te joci un pic. Este o chestie extrem de mișto. Te deconectează, te relaxează. Poate să fie și pe alocuri frustrant, trebuie să recunosc. Uneori când încerci și vezi că ți lovește muchia ramei și sare tot timpul strâmb. Dar odată ce simți că ai progresat un pic și că reușești să jonglezi 2, 3, 4, 5, 6, 7, da, la o anumită serie, știi că te-ai îmbunătățit, coordonarea ți-e mai bună. Te va ajuta foarte mult, crede-mă. Faci exercițiu 2-3 minute în fiecare zi și vei vedea că peste o lună de zile jocul tău se va îmbunătăți, coordonarea ta va fi mai bună. Sunt Alex, tenis la minut, un videoclip din seria ponturi și idei simple de exerciții care te pot ajuta să te îmbunătățești la tenis de câmp. Lucruri foarte simple în afara jocului propriu-zis care te ajută overall din diverse puncte de vedere, al pregătirii fizice, al antrenării unor grupe de mușchi, al coordonării, sincronizării ochi-mână, da? Creier, ochi, mână, picioare. Toate trebuie să fie, să lucreze împreună. Tenisul e un sport complicat, complex, de sincronizare. Voi face un clip foarte special în curând, o să vedeți ceva super tare despre un joc al copilăriei care te poate ajuta să fii mai bun la tenis de câmp. Fiți pe fază. Abonați-vă, lăsați-mi un comentariu, spuneți-mi dacă v-a plăcut chestia asta, dacă ați încercat și voi vreodată, dacă și voi sunteți de părere că vă pot ajuta chestiile astea, ce vreți să mai vedeți pe canal despre tenis. Sunt Alex, tenis la minut, baftă!